eram în direct acolo, dar nu se înregistra. Practic, ce s-a întâmplat în perioada asta? Camera n-a mai registrat filmarea. Da. Bun. Haideți să, să facem o problemuță, că v-am promis asta. Deci, Ricky primește o sumă de la tatăl său. O sumă de bani. Una în genul acela. O sumă. Nu o spun câți. Și merge, nu rezistă când trece pe lângă un magazin unde sunt role. Nu rezistă, și așa că își ia o pereche de role pe care îi dă 3 optimi din sumă. 14.000. Deci, 3 optimi din sumă pe role. Vă dați seama, nu mai rămâne în buzunar aceeași sumă. Da. Că vor o da pe role. 3 optimi. Câte ar rămâne? Câte optimi ar rămâne lui? Câte optimi dacă o da 3 optimi pe role? Câte optimi mai rămâne? Rămâne 5 optimi. 5 optimi mai rămâne. Bun. Din sumă. Dar nu știu cât este sumă. Mai merge un pic și... Să mă gândesc și vreau. O tabletă. O tabletă. Da. Ah! Păi da. Trebuia să pun tableta la început, mă. Da. Așa, aveți bine. Adidas. Adidas, hai să zicem. Și trei cincimi din rest pe, deci trei cincimi din rest dă pe ce? Pe Adidas, da? Da. Sport. Adidas. Apoi se gândește să-și ia și un stilou, o carte, mă, el iubește cartea. Da, mă, tu de! Așa. Deci, și mai dă 4 șeptimi pe o carte. 4 șeptimi din rest. Din noul rest. Da. Din noul rest. Rămăsese să fac eu, nu? Pe o carte. Când se uită, când numără banii care au mai rămas, constată că au rămas 10 lei. I-au rămas 10 lei. Ce sumă a avut Ricky de la tatăl său? Ce sumă a avut? Și... Nu, stai să te gândim. Ce sumă a avut și cât a cheltuit pe fiecare? Mult. Pe role, pe Adidas, pe carte. Și cât a dat pe fiecare în parte? Ce sumă a avut de la tatăl său? Fără să știe Noemi. Da? Exact. Fără să știe și... Cât plătești pe fiecare obiect în parte? Cât plătești pe fiecare obiect în parte? Fiecare face... Da, cât a costat fiecare obiect în parte? Deci... Facem cu segmente. Cu segmente. Ia să vedem. Deci, să ne închipuim că suma pe care o avut-o a fost asta. Da? Asta e suma. Din segmentul mare am reprezentat suma. Da. 3 optimi dă pe role. Adică împart în câte? În 8. Împart în 2. Iar în 2 pe fiecare. Și în final voi avea în 8 așa, da? Deci observați că am câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și spunem că ia 3 din ele role. Ce se întâmplă? Se bate vântul și tot deschide ușa acolo? Posibil. Din zonzi.
Așa. Deci, trei optime au dat pe role. Trei cincimi din rest. Adică, practic, ăsta este restul. Da. Și se fac trei cincimi, adică pe ăsta trebuie să-l împart în câte? 1, 2, 3, 4, 5. E deja împărțit 5. Da. Și eu câte din ele? 3. Deci am avut baftă. Extraordinar. Ieri n-am avut așa baftă, da? Acum am avut baftă că chiar câte o mai rămas sunt în număr de 5 și iau doar 3 din ele. 3 din ele. La carte nu mai avem baftă. 3 din ele. Și câte... pe ce dă 3 de astea? Dă pe Adidas. Ce observați? Cât dă pe Adidas este aceeași sumă pe care o dă și pe role. Ah, uitați că 3 segmente dă pe role, 3 segmente și pe Adidas. Și rămân câte optimi? Îi mai rămân 2 optimi. Acum 4 șeptimi din asta. Trebuie să împart ăsta în 7. Nu mă pricep să împart în 7. Deci dacă ar fi fost în 6, dacă punem în 4 șesimi, atunci împărțim sau pe fiecare sau 4 pătrimi. 4 pătrimi e un întreg, adică 4 pătrimi în întreg, adică dacă și m-ar da tot restul, nu mai rămâne nimic în buzunar. Dacă spuneți să iau 4 șeptimi, este de parcă aș spune, nu 4 șeptimi, 4 șeptimi, parcă aș spune 2 treimi. Da. Că se simplifică, fracția este reductibilă. 4 pe 6 este 2 pe 3. Ce bine. Adică nu-i bine. Și tot nu-i bine, că trebuie să o împart în 3 pe asta, nu? Deci o împart în 3 și nu mi-ai la îndemână. Dar să las cu 7, da? Cu 6, că tu ai împărțit pe fiecare în 3, ții mai... Asta e fantastic! Ce-ai făcut? Este extraordinar! Ce-ai făcut? Este ideea teribilă! Că dacă aș fi dat eu 2 treimi, ții, tu ai fi amplificat cu 2, că mai degrabă 4 șesime îți vine. De ce? Că ai 2 bucăți rămase și împați pe fiecare în 3. Pe fiecare în 3. Și ei din ăstea câte? 4. Și treaba deșteaptă. Deci dacă eu ți-aș fi dat 2 treimi, te-aș fi încurcat. Că restul ăsta nu ți-e la îndemână să-l împarți în 2. Și atunci prin înmulțirea cu 2, aranjez fenomenal fracția 4 pe 6 și acum ai consumat 4 segmente și s-au mai rămas 2 segmente. Cele 2 segmente, atenție, cele 2 segmente 10 lei. Înseamnă 10 lei. Da? Cele 2 segmente înseamnă 10 lei, una costă 5 lei, una face 5 lei. Asta face 5 lei. Înseamnă că în momentul în care vrei să vezi cât face un singur segment, adică 20 de lei pe carte. Adică ar fi dat 20... 30... Nu, nu, aici, atâta este un segment de ăsta, da? O să facem? Cât face? Dacă ăsta e 5, ăsta e 5, ăsta e 5, 15. Deci ăsta face 15. Adică 1, 2, 3, 4. Și cât de 15 am să am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ori 5 pe... 120. 120, da. Deci a avut 120 de lei. Da. Ce bun. Deci, hai să vedem încă o dată. Raționamentul a fost foarte fain. Voi ați avut inspirația? Deci ce inspirația ați avut? Ca să reprezentăm totul printr-un segment, da? Și a zis așa. Dacă ăsta ar fi fost suma toată, fiindcă vorbim de 3 optimi,
împărțim segmentul în 8 și luăm 3 din ele. Și role sunt astea. Apoi, următorul zice 3-5-5 din rest. Și fiindcă au rămas cele 5 bucăți, am văzut repede ce înseamnă 3-5-5 și am constatat că exact cât e pe role, e și pe Adidas. Da? Cât e pe Lelo și pe Adidas. În final, suma totală pe role, cât ar fi aici? Cât ar fi pe role? Hai să vedem. Păi dacă 15 este o singură bucată, de 3 ori câte 15, cât ar face? 45 ar fi aici. Cât ar fi din coace? Deci 45 și aici. Și iată pe cine? Pe carte 20 de lei, cât 5 ori 4, sunt 1, 2, 3, 4. Și se împarte cu 10 lei. Problema a fost interesantă. Vreau să vă las vouă acasă o problemă în care modificăm doar atât. Nu 3-5-5, ci 2-5-5. 2-5-5 pe Adidas. Da? Și atunci 2/3 vă dau pe cine? Pe carte. Deci 2/3 pe carte. Și restul tot așa, 10 lei. Deci, ne luăm problema. 3 optim din sumă pe role. 2/5 din rest pe Adidas. 2/3 din nou rest pe o carte. Eu mai rămas doar 10 lei. Ce sumă a avut și cât a cheltuit pe fiecare din obiecte. La revedere! Ne vedem mâine la 4:30.